un extens cu toată reverența deschidem Sfânta Scriptură pentru dimineața aceasta la timpul de închinare și vom citi, vom urmări și vom medita adânca cuvântul lui Dumnezeu care se găsește scris la Psalmul 1, un cuvânt pe care ne cheamă în dimineața aceasta să stăm în prezența acestor cuvinte și fiecare dintre noi să ne rugăm ca Dumnezeu să ne îmbrăticească, Dumnezeu să ne călăuzească și Dumnezeu să dăruiască Duhul Său Cel Sfânt peste noi toți, să putem să rămânem până la capăt pe calea mântuirii. Amin. Citim cuvântul Domnului, după care vom sta într-o rugăciune comună. Îi vom mulțumi Domnului că suntem aici. Îi vom credința mâna lui Dumnezeu și pentru dimineața aceasta. Și vom spune, Doamne, suntem aici. Folosește-te de noi. Astfel stau înaintea Ta. Umple-ne Tu, Doamne, și Duhul Tău Cel Sfânt să fie în viața noastră. La finalul rugăciunii, rog pe trebuie cu ghineți să ceară binecuvântarea Domnului pentru întreaga lucrare din dimineața aceasta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cuzită la legea Lui. El este ca un pom sărit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se desfășesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este și cu cei răi, ci ei sunt ca pleaua pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Deci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Ne